Bine v-am regăsit, dragii mei, sper ca materialul de astăzi să vi se pară foarte interesant. Vorbim așadar despre bani și energia banilor. Banii sunt energie, iar energia este informație care se mișcă și vibrează în frecvențe diferite, dând formă și culoare tuturor lucrurilor din univers. Relația pe care o avem cu banii depinde de informații, de șabloanele energetice pe care le purtăm în corpul nostru. Dacă deținem informații pozitive sau șabloane în corpul nostru, vom atrage banii. Dacă deținem informații negative sau șabloane în jurul banilor, atunci vom crea opusul. Potrivit lui Cindy Dale, vindecător intuitiv, modelele pozitive pentru bani sunt cele care reflectă adevărata noastră esență. Suntem aproape garantați că vom atrage toți banii de care avem nevoie pentru a ne îndeplini scopul spiritual. Suntem de fapt codificați pentru a primi acea abundență de bani, informații, conexiuni, cărți, oameni de care avem nevoie pentru a atinge și îndeplini misiunea noastră sufletească. Dar ce se întâmplă dacă nu atragem banii pe care ni-i dorim? Fie că vrem să ne plătim facturile, să începem propria afacere, să cumpărăm acea mașină nouă sau prima noastră casă, să avem parte de frumusețe, securitate sau conexiuni în viața noastră, este bineînțeles nevoie de bani. Ce se întâmplă dacă atragem însă doar datoriile? Probabil că deținem modelele sau șabloanele negative care ne împiedică să activăm abundența și prosperitatea în viața noastră. Există o mulțime de șabloane sau modele negative care ar putea să ne influențeze, dar le putem identifica pe cele principale și de asemenea le putem elibera. Tipurile de energii sau modelele negative ar putea influența capacitatea noastră de a atrage bani, iar acestea sunt emoțiile prinse în capcană, amintirile negative, experiențele negative din trecut, credințele, percepțiile noastre despre bani, credințele întipărite de la strămoșii noștri sau de la alții. Se spune că cele mai multe dintre șabloanele noastre negative în jurul banilor provin de la strămoșii noștri sau ne-au fost imprimate în trecut, chiar din pântecele mamei noastre. Cercetătorii au studiat toate aceste aspecte și ne atenționează că acele șabloane negative pe care noi le avem despre bani, fie ele moștenite, fie ele absorbite, vor avea un impact asupra spiritului nostru în activarea codurilor de bani și prosperitate, dar ne și asigură că acestea pot fi schimbate și înlocuite cu unele pozitive. În speranța că v-a fost util și v-a plăcut acest material, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune până la un nou material pe care îl vom încărca aici pe canalul de YouTube Florina Vlogs.